Deși se creează un disconfort până la amplasarea noului aparat RMN, autoritățile spun că altă variantă nu există. Cei care vor trebui să fie supuși acestor investigații vor fi transportați către prestatorul care va colabora cu unitatea medicală de la Târgu Jiu. Am luat măsuri suplimentare astfel încât să avem un contract cu un prestator de servicii din Gorj sau din afara Gorjului, astfel încât necesitatea efectuării RMN-ului pentru pacienții internați în Spitalul Județean de Urgență să fie efectuat cu acest prestator. Am făcut o cerere de ofertă către prestatorul din Gorj, din Hunedoara și din Dolj, să vedem exact costurile cele mai mici, pe acelea le vom iniția în baza unui contract de colaborare până la punerea în funcțiune a RMN-ului propriu al spitalului. Pe 20 aprilie va fi livrat noul RMN.